Hristos a înviat! Salut, Brad Henderson, teu și ăsta este un nou material cu și despre kitul de conversie pistol Micro Conversion Kit de la www.redrocheu.com, de unde puteți să-l comandați sau îl cumpărați direct de la mine. Așadar, ăsta este modelul pentru Smith & Wesson M&P 2.0. Asta e modelul de MCK pentru pistolul 2.0 de la Smith & Wesson M&P. Eu am pistolul varianta 1.0, cea un pic mai veche. Pistolul potrivește perfect în acest kit de conversie, cu excepția acestei piese, clăpița de închidere. Și ca să mi se potrivească pistolul, a trebuit să o schimb. Această clăpiță este pentru varianta 1.0 de pistol. Ce am constatat este că nu potrivește 100% perfect. Și acel procent, să zicem, potrivește 99%. Acel procent lipsă este reprezentat de faptul că această clăpiță nu se închide perfect. Și pentru că nu se închide perfect, rămân marginile acestea, marginile exterioare ale kitului, care efectiv mă taie pe degetul mare în momentul în care manevrez pistolul. Și despre ce este vorba mai exact? Este vorba de marginile acestea dinspre interior, dacă obțin și un zoom de la cameră. Este vorba de aceste margini. Da? Plasticul ăsta, polimerul ăsta, e foarte, foarte ascuțit pe margine și taie fantastic de bine, spre surprinderea mea. Ca să rezolv problema, și voi dacă aveți întâmpinați chestia asta, să rezolvați problema, folosesc hârtie abrazivă cu granulație. Eu am 2000. E de asta albastră de polișa farului și o găsiți în centrele de cosmetic auto sau la magazine de vopseluri. Puteți folosi, eu știu, mai grunjoasă, 1500, 1800 de unități, etc. Și voi aplica efectiv. Se duce, dacă trebuie să o schimbați periodic, în caz contrar, se duce destul de repede pietrișul de pe anisipul. Și, practic, dați pe margine ca să nu să scăpați de bucățile alea ascuțite, de margine ascuțite, efectiv. E foarte nasol, m-am tăiat de foarte multe ori și primele dăți chiar nu știam de unde sângerez, ce s-a întâmplat, zic, mamă, unde m-am zgâiat. Dar ulterior am aflat că de vină era kitul de conversie, marginile astea foarte, foarte ascuțite, v-am zis. Și nu, bine, nu trebuie să șlefuiți până dați de alb, ci pur și simplu să vă convină vouă, să vă vină vouă bine, să simțiți că nu vă mai zgârie efectiv. Și eu pun accent pe partea stângă, pentru că asta vine, fiind dreptaș, partea stângă, latura stângă la MCK-ului vine și mă zgârie pe deget. Dacă sunteți stângași, va trebui să puneți accent pe partea dreaptă. Dar n-am să mă opresc doar aici, voi șlefui și cealaltă parte, că credeți-mă, dacă vă cumpărați kit de conversie, o să vedeți că sunt foarte, foarte ascuțite. Și, apropo, kiturile de Glock sunt gata. Puteți să dați comandă. Aștept să-mi scrieți în privat. Da, nu mai este la fel de ascuțit. Și acum trebuie să trec și pe partea asta altă, pe dreapta. Dacă aveam o granulație ceva mai mare, credeam, cred că aș fi, nu mă mai chinuiam atât de mult. Mă chinuiesc un pic, să știți că nu e chiar foarte ușor, și mai ales că are curbele astea aici. Repet, e foarte nasol când te tai în plastic, dar aminte, nu știu de când, câți dintre voi v-ați tăiat în hârtie, și mai ales aici între degete, unde e carnea asta moale. Foarte, foarte simplu. Bun, se pare că trebuie să insist pe zona de interior aici.
lucrurile se rezolvă foarte simplu. Să nu vă imaginați că dacă vorbim de arme de foc, gata, lucrurile stau sau ar trebui să fie perfecte. Nu. Accesoriile pot avea probleme, prinderile accesorilor, montarea accesorilor pe arme poate fi problematică, etc. Iată, eu am reușit, am terminat. În momentul ăsta nu cred că ar trebui să mă mai zgârie. Le-am rotunjit destul de mult și evident trebuie să fac și proba. Am introdus pistolul. Totul merge brici. Și observ că este am sesizez o îmbunătățire aici, nu am mai zgârie. Ceea ce înseamnă că șlefuirea dar roade. Va trebui să insist un pic în partea dreaptă. Aici mai simt o oarecare rezistență, deci trebuie să mai dar oricum sunt dreptat și nu mă deranjează. Așa că asta a fost micuțul tutorial și repet, și voi dacă aveți probleme cu kitul de conversie, aveți întâmpinat aceeași problemă, v-am arătat rezolvarea. Și dacă vreți să vă montați aparate optice de ochire pe el, nu uitați de Vortex Venom de la www.spy-shop.ro. Brad Heather am fost eu și până data viitoare. Eu știu, până la următoarea problemă pe care o întâmpin cu MCK, o să ne auzim numai de bine. Poate o să ne vedem și la poligon. Doamne, sănătate, numai bine, ceau!